Începerea urmăririi penale, asta au primit din partea procurorilor români frații Pileri, italieni suspectați de conexiuni cu Cosa Nostra și foști parteneri de afaceri ai lui Massimo Ciancimino. Despre italian, parchetul din Palermo spune că a ascuns în România câteva sute de milioane de euro, deși au avut numeroase solicitări de investigații din partea autorităților italiene ca să descopere cum s-a spălat uriașa avere a mafiei prin țara noastră. DNA și DICOT susțin că probele italienilor nu pot duce la constituirea unei anchete. Cel care colaborează cu parchetul din Palermo a vorbit în exclusivitate pentru Observator. Pentru a-și putea trimite o parte din banii în România, Massimo Ciancimino a înființat aici o firmă, Circo Spa. Această firmă a început să investească într-o altă agendă a 21 deținute de doi italieni, frații Giuseppe și Sergio Pileri. Aceasta din urmă, societatea a transferat banii către o alta, Ecorec S.A., firma care opera groapa de gunoi de la Clina și în care frații Pileri erau de asemenea asociați alături de un român, Victor Dombrovski. La un moment dat, în unele firme, Dombrovski l-a avut asociat și pe senatorul PDL Mircea Andrei. Acesta nu a putut fi contactat pentru a spune punctul de vedere. Circo Spa a început să vireze bani societății Ecorec prin cesionarul Agenda 21 încă din anul 2004. În 2008, atunci când Agenda 21 a intrat în faliment, sumele virate ajunseseră la aproape 16 milioane de euro. În prezent, o bună parte din firmele controlate de gruparea lui Massimo Ciancimino au fost aduse în pragul falimentului. Autoritățile italiene însă nu se resemnează și continuă să caute tezaurul ascuns în România. Au trimis chiar și un inspector financiar care să se ocupe de caz. Statul italian a fost forțat să ia această decizie de a solicita falimentul acestei societăți ca să poată să recupereze sumele de bani pe care Circo le-a investit, sume de bani care proveneau din infracțiuni. Interesant este și faptul că la 6 ani de la primele sesizări cu privire la Ciancimino, probele strânse de procurorii italieni nu i-au convins pe omologii din România. DNA și DICOT nu au reușit să incrimineze pe frații Pileri. În România, aceștia au primit nupți și pozează în afaceriști onorabili.